Suntem în Topraisar, județul Constanța. Un loc în care industria parcă nici nu a atins locul, însă natura este ca la ea acasă. Această tradiție pe care am dus-o și eu mai departe datează cam de mai bine de 200 de ani. Nimic din natură nu se va pierde, totul se transformă. Povestea a început cu soția. Soția e nebunită, ea e creierul și eu am sprijinit-o foarte mult. Pe la 26 de ani, ceva în genul ăsta, am pus bazele primului brevet de invenție. Cred că atunci când faci ce-ți place, nu prea e nevoie să muncești. România Fast Forward cu Sergiu Voicu, miercuri, de la 16:30 la Digi24.